Telefoanele cu baterie foarte mare sunt smartphone-uri care ies în evidență prin grosimea și greutatea lor. De cele mai multe ori, aceste tipuri de telefoane sunt gândite pentru a fi folosite în condiții extreme. Sunt rezistente la șocuri, praf și temperaturi. Autonomia mare este apreciată de cei care nu au surse de reîncărcare rapidă în preajmă. Următorul telefon bifează look-ul dur și baterie generoasă, mai mult decât generoasă. Cu un motiv diferit însă. Este mai mult decât un telefon, este un telefon proiector sau, cum spune Laurențiu Matache, care este alături de mine, un proiector telefon. Un proiector telefon sau un telefon de camping. Aha. Pentru că... Ia să vedem cum arată. Cam așa arată telefonul. Okay. Are o greutate foarte, foarte mică, 680 de grame. Dar okay. O baterie de 23.800 mAh, adică o autonomie o undeva la 7-10 zile. Okay. Într-adevăr, hai să spunem, partea specială a telefonului este că are acel proiector incorporat și de data asta v-am mai prezentat noi telefoane cu proiectoare, dar de data asta avem o luminozitate foarte decentă, 100 de lumeni. Chiar dacă va suna destul de puțin comparativ cu proiectoarele acelea mari pe care le folosim la conferințe sau să ne uităm la filme acasă, se descurcă foarte bine chiar și atunci când e puțină lumină. Aș vrea să vă arăt cam... Aceasta e grosimea unui telefon, da? Normal. Și cam așa, atât de gros este acest telefon. Spuneam că este dintr-o zonă în care găsim foarte multe telefoane gândite pentru inginerii care lucrează pe șantiere sau în situații și în zone extreme. Adică temperaturi mari, temperaturi scăzute, foarte mult praf. Este rezistent. Este rezistent și asta vreau să-ți spun noutățile pe care le aduce telefonul. În primul rând, poți să filmezi sub apă ca un GoPro. Cum este GoPro-ul, așa poți filma și cu acest telefon sub apă. Spune tu rezistent... Să nu te tragă în jos, glumesc acum la ce greutate are. Dar... Mă gândeam și la asta când am văzut. Pe mine cel puțin. Așa? Da. Și spuneai tu la rezistență la apă și praf. Este printre puține telefoane care se curăță singur. Poți să cazi că nu mai auzi foarte bine la difuzor sau cel cu care vorbești nu te mai aude foarte bine. Ai opțiunea prin anumite vibrații telefonul se autocurăță. Un lucru foarte bun pentru că cred că cele mai multe sesizări în servisuri sunt din zona aceasta. De difuzor blocat sau în care a intrat apă. Deci ar putea fi și un telefon de vacanță, nu? Păi da, pentru că uite, ai și lumină de când te rog să-mi dai puțin. Ai și lumină de camping. Aha. Și dacă o să pornesc această lumină de camping... Am înțeles. Bine, asta e pentru a semnaliza... Ai și SOS? Da. Dar poți să... Da, ai lumină de camping. Aș vrea să ne arăți un pic și proiectorul, dar evident nu o să puteți să vedeți nimic proiectat pentru că noi avem multă lumină în studio. O să mă duc așa spre... O să arăt spre colegul nostru. Da? Care să este vedeți? Camera la în care să vorbesc? Așa, aici, la colegul nostru, da? Stai puțin, da. Stai o clipă. Așa? Sau în fața ta, uite. Așa. Okay. Ia să vedem. A pornit? A pornit, pornise la un moment dat. Din greșeală. Așa. Oricum pornește foarte ușor, aveți un buton pe... Iată. Așa. Aici, la colegul din față. La colegul din față, Laurențiu. La colegul din față, mă scuzați. Da. Eu îl văd doar pe colegul Răzvan de aici. Bun. Deci, acela... Și începem așa, practic, proiecția. Puteți să orientați imaginea atât... în modul vertical cât și landscape. Puteți să are o altă noutate este că precum proiectoarele foarte scumpe își reglează automat poziția, dacă peretele este puțin mai ondulat da? Sau nu știu, nu putem să-l punem fix pe și stă așa. El
foarte, reglează imaginea. În timp ce tragem concluziile pe această temă și ne uităm în masa noastră smart, pentru că vreau să vă arăt detaliile care poate nu le-ați văzut, cam atât, cam așa arată telefonul și cam așa ar arăta o proiecție, da, cu acest telefon. Cum crezi că este această piață a telefonelor care au, de fapt, sunt camere, telefon, am avut telefoane cu camere de termoviziune, care au, de fapt, o funcție care încearcă să ne copleșească sau să iasă uite, în față. Știi, până acum eram obișnuiți ca telefoanele acestea mari, da, să nu aibă specificații bune. Ei bine, majoritatea telefoanelor de pe această zonă, de exemplu, acest telefon are un ansamblu de trei camere, una de 200, una de 64, una de 50 de megapixeli. Filmează 4K, deci avem filmare 4K și pe aceste telefoane și am văzut nu doar de la, am văzut mai multe exemple, spre de termoviziune, acest telefon, da, din păcate nu are termoviziune, dar nu știu câți dintre noi folosesc termoviziune. Cei care sunt, de exemplu, instalatori. Ar putea. În schimb, are cameră cu infraroșu. Poți noaptea folosești această cameră și poți să vezi unde mergi. O să vedem cu siguranță și pe viitor, Laurențiu, funcții interesante pe aceste tipuri de telefoane. Am discutat așadar despre telefoanele cu baterii foarte mari.